Noi suntem biserica apostolică atâta timp cât acceptăm autoritatea apostolilor, care în ziua de astăzi se manifestă prin cuvântul apostolic, prin înștiințările apostolice, prin cuvintele profetice pe care ei ni le-au lăsat în cuvântul lui Dumnezeu. Altfel nu suntem biserica apostolică. Sunt biserica care chiar așa se numește, biserica apostolică. Sunteți biserica apostolică atâta timp cât vă plecați sub autoritatea apostolică. Biserica apostolică nu este biserica care ascultă de papa și spune lucruri pe care niciodată nu le-a spus apostolul Petru și nu i-au trecut prin cap vreodată. Și și-a luat o funcție pe care Petru nu și-a luat-o și nu i-a trecut prin cap vreodată să-și apunțea. Și are bogățiile pe care Petru nu le-a avut și nici nu le-a dorit vreodată. Deci nu seamănă absolut deloc cu Petru, aia nu este biserica apostolică. Biserica apostolică este biserica care are autoritatea apostolului.